Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Vă spunem bună ziua și în acest sfârșit de iulie, că repede mai trece timpul. Nu-i nimic, îl oprim în loc la Scutul Patriei pentru a vă informa despre arta militară și cei care s-au îndrăgostit peste urechi de ea. Deci, nu plecați departe de noi, rămâneți cu domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Audiție plăcută! Proiectele sociale pentru militari discutate la Cahul. Secretarul General de Stat Radu Burduj a efectuat o vizită de lucru în garnizoana Cahul, în cadrul cărei a inspectat lucrările de renovare a infrastructurii brigăzii Dacia și a discutat cu șefii centrelor militare teritoriale și comandanții de unități convocați la ședința lunară de bilanț a Armatei Naționale. La Cahul, Radu Burduja i-a informat pe militari despre proiectele sociale puse în aplicare de Ministerul Apărării și Guvernul Republicii Moldova, cum ar fi acordarea indemnizațiilor pentru chiria spațiului locativ, asigurarea cu apartamente de serviciu în garnizoanele Chișinău, Bălți și Cahul și renovarea infrastructurii Armatei Naționale. De asemenea, secretarul general de stat a făcut referire la beneficiile proiectului social Prima Casă 2. La nivelul Ministerului Apărării am creat o echipă mobilă care se va deplasa în toate garnizoanele din țară pentru a explica militarilor condițiile de înscriere la acest program destinat bugetarilor și avantajele de pe urma acestuia. Vă îndemn să informați efectivul din subordine și să-l încurajați să depună pachetul de documente necesar pentru procurarea locuinței în condiții avantajoase oferite de stat, a spus Radu Burduja. Secretarul general a verificat și modul în care se desfășoară reparațiile capitale în brigada Dacia, care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de activitate ale militarilor. Au revenit acasă cu mai multă experiență. Vorbim de cei 80 de militari ai Armatei Naționale care au participat la exercițiul multinațional SeaBreeze 2018 la Centrul de Instruire Shirokhi Lan din regiunea Mykolaiv, Ucraina. Ofițerii și subofițerii au raportat misiunea îndeplinită. Potrivit comandantului contingentului moldovenesc, majorul Grigore Adam, militarii au executat misiuni la punctul de control mobil și patrulări pe jos și pe mașini. De asemenea, ofițerii și subofițerii Armatei Naționale au executat trageri de pe loc și din mașini de luptă, au condus tehnica militară de tip Humvee și au executat desantări din helicopter de la înălțimi mici. Militarii noștri au participat într-o componență unei companii de infanterie împreună cu un pluton din Georgia și Garda Națională a Ucrainei. Militarii noștri au fost repartizați la locuri de instrucție, la, spre exemplu, la debarcarea din elicopter, desantarea din elicopter la înălțimi foarte joase, îmbarcarea, debarcarea tehnicii împreună cu efectivul, adică desantarea de pe navă maritimă, bloc posturi, curățarea încăperilor, acordarea primului ajutor medical în caz de urgență. Deci militarii Armatei Naționale s-au prezentat din parte pozitivă la acest exercițiu. Locotenent major Dorin Pereu a deținut în cadrul exercițiului funcție de comandant de companie. Ofițerul spune că a rămas impresionat de această experiență, în special de executarea desantării din helicopter de la înălțimi mici. Prin avânt brusc, nava se împinge în mal, își coboară porțile. Porțile sunt folosite totodată ca și ca ponton de trecere. Primul se desantează efectivul, care asigură nemijlocit siguranța desantării a tehnicii, ocupând pozițiile de tragere convenabile. După desantarea tehnicii, nava deja se evacuează personal. Pentru o desantare propriu-zisă, având efectiv numeric două plutoane, 60 de militari și 5 unități de tehnică, practic toată desantarea ocupă în 15-20 de minute, cu ocuparea pozițiilor și nemijlocit deplasarea la raionul de ocupare. Desantarea prin corabia maritimă a fost ceva nou, inovator pentru noi. Ghidați de către instructorii ucraineni, militarii au fost instruiți la capitolul acordarea primului ajutor medical și evacuarea răniților de pe câmpul de luptă. Pentru felcerul superior, Ana Cireș, a fost o experiență nouă. Medicina civilă se deosebește de medicina militară. În medicina civilă sunt anumite criterii de care se conduc. Sunt regulile aseptice și antiseptice, dar pe câmpul de luptă, prioritate este de a salva rănitul, accidentatul. În caz de hemoragie, chiar și cu haina se poate la moment de a-i salva viața. Vreau să spun colegii din Ucraina, medici, militari, felceri, foarte bine ne-au întâlnit, ne-au susținut.
Pentru unii a fost o primă experiență, pentru alții o repetare a cunoștințelor acumulate din fiecare an. Eugeniu Savciuc, subofițerul principal din Brigada a doua, participă la Sebris din anul 2007 și ne spune că este un exercițiu important pentru militarii Armate Naționale. Exercițiul dat este foarte benefic pentru Armata Națională, din motiv că noi ca țară neutră nu participăm nici într-o acțiune de luptă și practica a colegilor din alte țări și putem să o implementăm la noi, noi putem să evoluăm ca armată, însuși ca armată, ca militari profesioniști. În acest an, Armata Națională a participat la aplicații cu 15 unități de tehnică militară de tip Humvee, care s-au deplasat în coloană pe o distanță de circa 500 de kilometri. Plutonier ajutant Ion Herța din Batalionul 22 de menținere a păcii ne spune că nu în fiecare zi ai posibilitatea să conduci tehnica din dotare pe un itinerar atât de lung. Deci nu în fiecare zi este posibil pentru a face așa marșuri și a deprinde conducători auto cu autovehiculul în afara localității și în localități și totodată și în teren. Și aici ține de acțiune tactice a efectivului și cum să amplasați mașinile chiar și la același checkpoint, fiecare conducător auto trebuie să cunoască. Și în caz de acțiune acolo este un lucru foarte benefic pentru ei și au învățat foarte, foarte mult. Scopul exercițiului, la care au fost detașați 80 de militari din Brigada Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, Batalionul 22 de menținere a păcii, precum și din Marele Stat Major, este creșterea interoperabilității trupelor multinaționale în operațiuni de menținere a păcii. La Sebris 2018 au participat militari din Bulgaria, Marea Britanie, Italia, Grecia, Georgia, Danemarca, Estonia, Canada, Lituania, Republica Moldova, Norvegia, România, Polonia, Statele Unite, Turcia, Ucraina și Suedia. Sebris este un exercițiu multinațional de menținere a păcii în spiritul parteneriatului pentru pace. Armata Națională participă la exercițiul respectiv începând cu 2007. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova în parteneriat cu Ministerul Apărării. Ministerul Apărării și UN Women Moldova își consolidează cooperarea. Recent, Ministerul Apărării a semnat un memorandum de înțelegere cu UN Women Moldova, entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor. Documentul prevede desfășurarea mai multor activități care au ca obiectiv consolidarea cooperării dintre cele două instituții privind implementarea ariei de intervenție, egalitatea de gen în sectorul de securitate și apărare, a strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021. Mai multe despre ce prevede acest memorandum, cât de important este și ce activități vor fi întreprinse, aflați de la capitanul Alexandru Drăgulean, specialist principal Direcția Politicii de Dezvoltare a Resurselor Umane și Învățământ Militar, Unitate Gender, membru al grupului coordonator în domeniul gender și secretar al acestui grup. Deci la data de 17 iulie 2018 între UN Women în Moldova și Ministerul Apărării a fost încheiat un memorandum de înțelegere, în baza căruia această organizație urmează să faciliteze un șir de activități în cadrul Armatei Naționale. Acestea au scop implementarea strategiei egalitate între femei și bărbați și a programului național pentru implementarea rezoluției 1325 a Consiliului Securitate al ONU, femeile, pace și securitate. Desigur că semnarea acestui memorandum de înțelegere este un pas foarte important pentru noi. Instituția Apărării. Aceasta este o premieră. În Ministerul Apărării permanent s-a pus un accent pe asigurarea egalității de gen, însă odată cu aprobarea de către Guvern a Programului Național pentru Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului Securitate ONU, Femeile, Pacea și Securitate, anul acesta au fost impulsionate mai multe activități, inclusiv semnarea acestui memorandum. În baza acestui memorandum, Ministerul Apărării împreună cu UN Women Moldova a dat start unui ciclu de instruiri în domeniul egalității de gen pentru efectivul militar și civil din cadrul Armate Naționale. Potrivit capitanului Alexandru Drăgulean, la prima ședință au participat membrii grupului coordonator în domeniul gender din Ministerul Apărării, juriști, psihologi și specialiști în resurse umane. Aceasta este o primă activitate în cadrul ciclului de instruiri care va fi facilitat de către UN Women. Scopul atelierului este sensibilizarea efectivului la integrarea perspectivei de gen în sectorul de securitate și apărare, astfel încât personalul să cunoască ce sunt conceptele gen, sex,
discriminare, egalitate de gen, integrarea dimensiunii de gen, integrarea perspectivei de gen. Specialistul Drăgoleanu a menționat că în anul curent activități similare de instruire vor fi organizate în toate garnizoanele armate naționale. Instruirile se vor desfășura periodic în baza unui grafic aprobat de comun acord dintre Ministerul Apărării și Marele Stat Major al Armatei Naționale. Va cuprinde perioada din iulie până la sfârșit de an, decembrie 2018, și va acoperi toate unitățile și instituțiile militare din Republica Moldova. Ne vom strădui să implicăm absolut întreg efectiv, atât militarii prin contract, cât și funcționarii publici. Desigur că un accent va fi pus pe angajații din domeniul resurse umane, juridic, psihologic și comunicare. Atât în baza memorandului de înțelegere între Ministerul Apărării și UN Women, cât și în baza planului de acțiuni pe care l-a aprobat Ministerul în scopul implementării Programului Național pentru Implementarea Rezoluției 1325, vor fi desfășurate nu doar activități de instruire, de sensibilizare, ci și activități de revizuire a cadrului de politici publice, a cadrului normativ național și departamental din domeniul securității și apărării prin prisma integrării perspectivei de gen. De asemenea, Ministerul Apărării va beneficia de un consilier pe probleme gender care va ghida activitatea grupului coordonator în domeniul gender și activitatea unităților gender din cadrul aparatului central al Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale. De asemenea, Ministerul Apărării își propune elaborarea unui ghid pentru formatorii în domeniul gender și însăși formarea acestor formatori pentru Armata Națională. De asemenea, se propune revizuirea procedurilor ce țin de recrutarea personalului, de promovare în funcții sub prisma dimensiunii de gen, precum și se dorește elaborarea și implementarea unui mecanism de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale, a violenței în bază de gen și a discriminării. Activitățile fac parte din Programul Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021. De menționat, memorandumul a fost semnat pe o perioadă de 3 ani și va putea fi prelungit ulterior cu încă 2 ani. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Unii pleacă, alții vin în Armata Națională. La Edineț s-a desfășurat ziua unică de încorporare. Cei mai buni ostași, originari din regiunea de nord a țării, demobilizați recent din armată, au primit livretele militare și au spus adio unui an de cătănie. 60 de recruți din raioanele Briceni, Dondușeni, Ocnița și Edineț au fost încorporați în serviciul militar în termen, iar veteranilor de război participanți în acțiunile de luptă le-au fost înmânate legitimațiile de tip nou. Evenimentul a adunat reprezentanței mari lui Stat Major al Armatei Naționale și Administrației Publice Locale, veteranii de război, tineri demobilizați, premilitari și părinții acestora. Detaliile continuă. Soldații trecuți în rezervă ne spun că armata i-a învățat multe, însă în primul rând le-a format caracterul unui adevărat bărbat. Mă numesc Cebanu Nichite, eu sunt din raionul Iernea, sat Fântâna Albă. Am servit patria în Brigada 1 Infanterie Motorizată în compania de cercetare, sunt sergent de ferior în rezervă. Am pozitive emoții, fiindcă fiecare bărbat trebuie să servească patria și să arate devotamentul său de bărbat și de cetățean însuși. Eu am rămas tare satisfăcut după executării termenului meu de militar în termen. Doresc fiecare militar să se comporte ca un adevărat bărbat și să nu dea de rușine familia și însuși patria sa. Ce, Ban Pavel? Din raionul Ocnița, satul Lipnic. Armata, într-adevăr, învață mult și devii într-adevăr adevărat bărbat. Armata tare mult învață. A făcut foarte mult mulți prieteni adevărați. Pentru alți tineri însă începe o nouă etapă, etapa maturității, disciplinei și instrucției militare. Celor 60 de tineri li s-a spus bun venit în Armata Națională. Mă numesc Babalici Marcel, satul Briceni, raionul Dondușeni. Vreau să aflu lucruri noi. M-au susținut prietenii, familia, că să plec la
armată. Potrivit colonelului Vitalei Cuței, comandantul Centrului Militar Teritorial Edineț, cei 60 de tineri încorporați recent în Armata Națională sunt apți pentru serviciul militar în termen. Recent am efectuat următoarele lucrări. Toți recruții au fost examinați de către comisiile medico-militare, toți recruții au trecut comisiile de recrutare încorporare, au fost studiate starea familiară, starea sănătății, altele capacități morale ale recruților și ei au fost predestinați unitățile militare după genul de armă. Recruții care astăzi au fost încorporați vor face serviciul militar în brigada 1 de infanterie motorizată în municipiul Băs. Viitorii apărători ai patriei urmează să fie instruiți în cadrul cursului tânărului ostaș cu o durată de 8 săptămâni. În perioada respectivă, soldații studiază pregătirea tactică, instrucția de front, regulamentele militare, instrucția tragerii și alte discipline. Colonel Mihail Bucliș, locțiitorul șefului Marelui Stat Major. Instruirea constă în pregătirea inițială, o pregătire specifică pentru ca tânărul să fie adaptat la cerințele sistemului militar. Ulterior, pregătirea specialiștilor pe genuri de arme, închegarea grupelor, plutoanelor, companiilor și aplicațiile de batalion și brigadă. Cei mai emoționați au fost membrii familiei care s-au despărțit cu lacrimi în ochi de feciorii casei. Într-un fel o mândrie și totodată foarte cred că se despărți și se cred că o să fie tot bine. Principalul să fie pace. Devine mai bărbați, mai de sine stătători și totodată trebuie să se duce și avem copșorul ăsta nostru cu țară. Pentru că să fie scump ca și copiii noștri. Eu, dumneavoastră, azi merge în armata. Și emoții. Doresc mult sănătate și armată ușoară. Și îmi pare rău că s-a dus și că m-am deprins cu dânsul, că era acasă și lângă mine era. Mă mândresc cu dânsul că ar să fac armată. Dar am avut nășul care a făcut armată. E primul el care face armată. Cât am emoții și cărți de vie bărbat. Să înțeleagă că greutățile, să înțeleagă atât și nu înțeles până acum că a fost copil. De acum cred că s-a maturizat. Totodată, în cadrul ceremoniei, colonelul Mihail Bucliș a înmânat 16 legitimații de tip nou veteranilor de război din raionul Edineț. Printre aceștia este și colonelul în rezervă Eugeniu Chistrugă, participant în războiul de pe Nistru din 1992. Legitimație e o dovadă de hârtie că ai fost cândva. Mă simt mândru că am fost la vremea mea pe prima linie de apărare a integrității statului Moldav și retrăiesc pentru ziua de azi a statului Moldav. Retrăiesc pentru ziua de mâine a statului Moldav, care este o leacă incertă, nu e atât de stabilă cât ne-am dorit-o noi în 92 când luptam pentru integritate și suverenitate. Îmi pare bine că astăzi au fost comasate cele două măsuri, incorporarea și omagierea veteranilor. Este un fel de transmitere a patriotismului, a simțului de patriotism. Reamintim, pe 12 iulie au fost amânate primele 54 de legitimații de tip nou, eroilor acțiunilor de luptă din Afganistan, combatanților care au luptat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, precum și veteranilor acțiunilor de luptă din alte state. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Peste 60 de tineri din Republica Moldova au luptat pentru o bursă de studii la Academia Militară Alexandru cel Bun. Veniți din toate colțurile țării. Dis de dimineață pe răcoare, candidații și-au antrenat mușchii pentru a susține cu succes testul de admitere la pregătirea fizică. Băieții ca băieții, însă cel mai multe emoțiile puteau fi observate pe chipul fetelor, fiindcă după preselecție din 15, doar 9 își vor găsi locul la Academie. Pumnii strânși, încurajările și of au fost la ordinea zilei. Potrivit comandantului rector al Academiei, colonel Sergiu Plop, cei peste 60 de tineri au fost testați la mai multe probe fizice, iar rezultatele preliminare ne arată că aceștia sunt pregătiți pentru serviciul militar. Anul acesta tinerii vor ține doar pregătirea fizică. Pregătirea fizică este pentru repartajarea lor, fiindcă vreau să menționez că mai mulți tineri au plecat pentru specialitatea conducerea unităților de infanterie. Probele care sunt la pregătirea fizică sunt divizate pentru băieți și fete.
limite. Băieții susțin proba la alergare la 100 de metri, tracțiune în bara fixă, ridicarea trunchiului din poziția culcat dorsal și alergare la distanța de 3 km. Pentru fete, probele sportive sunt alergare la 100 de metri, ridicarea trunchiului din poziția culcat dorsal și alergare la distanța de 1000 de metri. Rezultatele preliminare nouă ne arată că tinerii din acest an sunt mai bine pregătiți din punct de vedere fizic. La unele probe deja au rezultate chiar foarte bune. Colonelul Plop a adăugat că în acest an instituția a scos la concurs 75 locuri pentru 3 facultăți, artilerie, infanterie și comunicație informatică. Admiterea se desfășoară în 2 etape, următoarea fiind planificată pentru perioada 25 iulie, 1 septembrie curent. Mai avem 13 locuri neacoperite care sunt finanțate la bugetul de stat. Aceasta noi vom declara perioada de admitere din turul 2. Acest lucru se va începe din ziua de mâine până în data de 1 septembrie. Vrem să menționăm că sunt tineri dornici de a veni la Academia Militară, însă trec acum prima perioadă de selecție care se desfășoară în centrele militare raionale și secțiile administrativ-militare teritoriale din teritoriul Republicii Moldova. Abiturienții spun că au ales instituția cu profil militar fie să continue dinastia familiei, fie au visat la această profesie din copilărie. Mă numesc Beletei Mircea, sunt din raionul Iedineț, satul Vlodin. De ce ai ales Academia Militară? Am ales Academia Militară în primul rând că iubesc sportul și îmi place să dobândesc obstacole. Și pentru mine asta a fost o încercare. Optez pentru infanterie și ceilalți tot sunt bune, însă infanterie este pentru mine. Probele mi s-au părut interesante, desigur că grele, însă cea mai dificilă probă a fost 3 km, totuși. Aici trebuie rezistență și trebuie să nu te dai bătut. Primul militar din familie sau? Nu, eu sunt primul. Cine te-a îndemnat? În primul rând bunielul m-a îndemnat de mic copil, că eu am trăit la bunici și el s-a antrenat cu mine. Puteam să mai fac acolo un alt exerciții sportive și deja toată familia ține pumne. Ești pregătit să-ți faci datoria față de patrie? Să îmbraci uniforma, bocanii și regimul militar? Da, da, sunt pregătit și sper că voi reuși. Pregătite pentru regimul cazon sunt și fetele. Ele ne spun cu mâna pe inimă că sunt gata să schimbe pantofii și rochia pe bocanci și uniforma khaki. Mă numesc Guță Jaclina, sunt din raionul Drochea, din satul Domideni. Am venit la Academia Militară și optez pentru bursa la conducerea subdiviziunilor de infanterie și aș dori foarte mult să ajung, să fiu admisă astăzi, pentru că este un vis să ajung aici. Am optat pentru această facultate, subdiviziune, pentru că este una importantă și este una foarte interesantă, cu multe activități. Cred că este una cea mai importantă în cadrul armatei. Sunt și celelalte, dar aceasta mai specifică. Intenția a venit de la sine, adică nu m-a influențat nimeni, am vorbit cu părinții, părinții au fost de acord și așa am ajuns aici. Ești pregătită să schimbi pantofii pe bocani, rochia pe uniformă și așa, da, 3 ani înainte? Da, sigur. Pentru a ajunge aici la Academie, sunt gata să renunț la rochia, la pantofii cu toc, la make-up-ul și la toate celelalte lucruri. Sunt gata să îmbrac uniforma, bocanii și tot ce este legat de armat. Mă numesc Kim Tatiana. Tatiana, de ce? Studii militare? A fost un vis din mic copil. Acum s-a transformat într-un scop spre care merg foarte intens. Și tata e militar. Din generație în generație se transmite. Tu ești pregătită moral, fizic pentru ceea ce te fizic poate sunt pregătită, moral, am emoții, să nu frică. Dar cel mai important să avem încredere în sine. Ce așteptări ai de la acești 3 ani dacă vei fi armat? Mi se pare că va fi foarte interesant, puțin greu, dar totuși în viitor vom avea o profesie foarte interesantă. Printre viitorii locotenenți l-am întâlnit și pe militarul în termen, Igor Sotnic, din brigada Ștefan cel Mare, care se visează student la West Point din Statele Unite, una dintre cele mai prestigioase instituții militare din lume. La alergarea pe distanța de 1000 metri, soldatul a ajuns primul la final. Zice el, militarii sunt pregătiți pentru orice circumstanțe, iar aceste probe nu sunt dificile. Făcând serviciu în termen, am aflat de posibilitatea de a face studiile superioare militare în cadrul Academiei Militare din West Point, Statele Unite ale Americii, statul New York. Și respectiv am detectat care este procedura și procedura este următoare. Mai întâi trebuie să nimerești în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun, după care trebuie să susții mai multe examene ce ține de pregătire fizică, limba engleză, notele academice tale să le îmbunătățești sau să le perfecționezi din punct de vedere
a artei militare, după care tu ai toate șansele și o bună pregătire pentru a fi admis în cadrul West Point, după care să văd acolo ce este mai bun în cadrul armatei din Statele Unite ale Americii și, având un exemplu de promovare și de dezvoltare, să revin în Republica Moldova și să dezvolt armata noastră și respectiv și Republica Moldova însuși. Tinerii admiși vor urma un curs de integrare de 4 săptămâni, în cadrul căruia vor învăța regulamentele, instrucția de front, tactică și la final vor executa trageri la baza de instruire militară Armatei Naționale de la Bulboaca. Pe parcursul celor 3 ani de pregătire, studenții militari beneficiază de instruire, cazare, echipament și alimentare gratuite. La finalizarea studiilor, absolvenților li se acordă gradul primar al Corpului de Ofițeri, locotenent, permis de conducere categoria B, precum și un loc de serviciu în Armata Națională. Absolvenții promoției 2018 a Academiei Militare Alexandru cel Bun și-au început activitatea profesională în unitățile Armatei Naționale. După o lună de vacanță, cei 57 de tineri militari au revenit în forțele armate, dar de data aceasta pe poziție de ofițeri. Pregătiți pentru un nou început, aceștia s-au prezentat luni, în prima zi de muncă, pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu. Sunt conștienți că activitatea de militar nu este una dintre cele mai ușoare, dar fermi convinși că își vor atinge toate scopurile. În ediția de astăzi vă aducem mai aproape experiențele anilor de studii și primele impresii de serviciu a celor mai buni absolvenți ai Academiei, tinerii care au înregistrat reușite deosebite la învățătură, iar la absolvire au primit insigna militar eminent. Trecerea de la statutul de student la cel de angajat în aceeași instituție a fost una ușoară, conchide locotenentul Ion Mizerniuc, și asta pentru că e familiarizat cu mediul academic. Dacă mai ieri învăța din experiența altora, astăzi și-o împărtășește pe a sa abiturienților care urmează să devină studenți ai Academiei Militare. Ofițerul spune că e pregătit să facă față provocărilor și e sigur că va reuși să contribuie la dezvoltarea și modernizarea Armatei Naționale. Având priorități ca militar eminent, mi-am ales primul funcția și am decis să rămân în Academie Militară pentru că aici este o perspectivă mai bună, adică aici am învățat, am dorit și mai departe să lucrez cu studenții, să le pot reda și lor ceea ce am trăit eu. Ce te-a motivat să faci o carieră în militarie? M-a motivat faptul să devin un bun profesionist în viață. La moment sunt apreciat foarte mult cunoștințele care le posez. Aici am învățat tot ce este legat de armate. Neștiind acest lucru, tot și am ales să fiu militar. N-am avut rude militare care să-mi poată comunica că este probleme ale armate, n-am avut prieteni care au activat aici în armată. M-am informat din internet, din surse care sunt ziare, diverse cărți și în final am ajuns să fiu student al Academiei Militare. Cum a reacționat părinții la decizia ta? Tatăl meu era și el de acord cu mine să ajung un bun specialist militar, însă mama, ca și o fire feminină, din start nu a apreciat acest lucru. Eu am decis să vin la Academie Militare în startul claselor 11. Apoi, pe parcursul la 2 ani cât am studiat în liceu, de zi cu zi încercam să o conving pe mama că este o profesie foarte bună, aceasta îmi va da o carieră profesională foarte bună. Și până la fine, mama a fost de acord cu mine și la fine, când să vin la Academie, adică mama chiar mi-a urat un succes mare și a spus că dacă ai ales acest lucru, fii demn de el. Cum ți-au format primele deprinderi de militar? Primele deprinderi de militar în cadrul Academiei s-au format foarte ușor, din motiv că aici sunt conducători. Am avut și eu la timpul meu, am avut comandantul de pluton care nu-mi permitea ca să comit careva greșeli. Sau chiar dacă comiteam careva greșeli, el m-a îndrumat pe drumul cel drept și consider că asta a fost cea mai bună deprindere care le-am acumulat eu. Ce performanțe ai obținut timp de 4 ani de studii? Performanțe au fost foarte multe. Am participat la diverse competiții naționale cât și internaționale. Cel mai mult am fost impresionat de schimbul de experiență care l-am avut în Germania, în Hohenfels, în anul 3. Acolo am avut posibilitatea chiar să convorbim cu diversi militari din diverse țări, cum ar fi cei din armata NATO sau din armata germană. Am avut posibilitatea chiar să vorbim și cu un ofițer român care activa în cadrul unității din Germania. În acești 4 ani de studii am obținut foarte multe abilități în domeniul artilerii, participând la diverse aplicații, cum ar fi scutul de foc. În fiecare toamnă, noi câte o lună eram antrenați în această aplicație, când aveam trageri din diverse sisteme de armamente de artilerie. Cel mai mult am fost impresionat când am avut trageri din tunul 2A36, adică este tunul cu calibru mare. Este o armă
performante a Armatei Naționale, care poate trage la o distanță foarte mare. La absolvire ți s-a oferit și insignia militară iminent. Ce semnifică pentru tine și pentru ce reușite ai obținut-o? Insignia militară iminent înseamnă foarte mult, din motiv că pe parcurs a 4 ani, într-adevăr, am depus stăruință să învăț mai bine, adică să fiu printre primii, însă importanța majoră a avut-o examenele de stat și teza de licență. M-am pregătit foarte mult pentru examenul de stat, teza de licență iarăși am apărat-o foarte bine, am apărat-o pe nota 10 și în final am ieșit cu media 9.05 pentru toți 4 ani de studii și medie la examen de licență. Acum ești tânăr ofițer în Forțele Armate. Care sunt primele impresii? Primele impresii sunt foarte bune. Eu din prima zi de când am venit la lucru, la ora 8 m-am prezentat și la ora 10 eu deja am primit tinerii abiturienți care nu știau în general ce înseamnă armata, adică mi-aminteau cum am fost eu deodată. În decurs de 2 zile cât a fost admiterea în cadrul Academiei, am încercat să le redeu tinerilor care vor să vie și să continui studiile în Academie Militară. Ei au rămas cu impresii foarte bune despre Academie Militară. Până în final, ei totuși au decis să rămâie. Au fost unele excepții, însă majoritatea persoanelor m-au înțeles corect, au făcut o decizie corectă și au rămas aici. Care consider că e principala provocare pentru un militar? Principala provocare pentru un militar este însă și el. Trebuie să pui piept tuturor greutăților și să mergi înainte. Ce scop ți-ai pus în viață? În întreaga Armata Națională există așa o zicală. Nu există soldat care nu dorește să ajungă general. Eu mi-am pus un scop în viață să continui cariera militară și doresc să ajung și eu un general. O frumoasă carieră de militar a început și locotenentul Mihail Graur, proaspăt angajat al Centrului de Comunicație și Informatică, a dat undă verde la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu. Timp de 4 ani s-a aprofundat în studierea artei militare și a fost studentul cu cea mai mare medie de la specialitatea transmisiuni. Astăzi, deja depune tot efortul pentru a fi la nivel și în serviciul pe care îl desfășoară. Ce a stat la baza deciziei de a deveni ofițer? Pentru că am vrut să văd ce înseamnă să devii militar și nu a putut nimeni să-mi explice acest noțiune și am hotărât să văd singur. Credeam că sunt bărbați foarte înalți, bine dezvoltați, fizic, moral. Nu m-am gândit niciodată ca să devin ca ei, dar am încercat și am reușit. Cum ai ajuns la Academia Militară? Am aflat de la un prieten de-al meu, care la fel a absolvit această instituție. Mi-a spus că este foarte bine, un accent foarte mare a fost pus pe sport și învățăm. Plus la asta mi-a spus că este greu din punct de vedere că există servicii și multe altele, dar m-am condus după vorba că fără greutăți nu poți să ajungi undeva departe. Cum a fost admiterea la Academia Militară? Admiterea la Academia Militară a fost pentru mine un moment foarte greu, deoarece nu m-am așteptat la toate greutățile pe care să le trec, credeam că va fi ceva mai ușor și pregătirea mea nu a fost chiar atât de bună, însă mi-am dat străduința și s-a primit. În acele momente simțeai că cedez? Da, simțeam că cedez și sincer nu am crezut că voi fi admis. Vorbește-ne despre studiile militare. Ce posibilități ți-a oferit Academia? Academia Militară Alexandru cel Bun mi-a oferit studii de calitate mare. Am avut niște profesori foarte buni. S-au bazat foarte mult pe dezvoltarea cunoștințelor noastre, cât și dezvoltare fizică, atât și moral. Plus, am avut și comandanți de plutoane sau companie care au depus un foarte mare efort în construirea bazei noastre militare. Am avut o deplasare în anul 2 de învățământ în Germania, Konkenfels. În timpul acestei deplasări am avut ocazia de a vedea capacitatea de luptă altor armate ale lumii, cum este, de exemplu, America, Georgia, România și altele. Am avut ocazia de a conlucra cu aceste țări și am acumulat o foarte mare experiență în domeniul militar. La final de studii ți-ai ales și locul de muncă. De ce CCI? Am ales Centrul Comunicații și Informatică, deoarece am absolvit Facultatea Transmisiuni și aici urmează să-mi dezvolt toate calitățile în acest domeniu. Cum te adaptezi la începutul carierei în domeniul militar? Este cam greu, aflăm cu zi ce trece câte ceva nou care trebuie să învățăm foarte rapid pentru a ne adapta la situația care este. Aici voi îndeplini funcția de inginer echipă suport utilizatori care constă în acordarea asistenței utilizatorilor rețelei Ministerului Apărării cât și Marelui Stat Major Armate Naționale, în acordarea asistenței ce privește de utilizare diferitor programe, softuri, cât și depistarea defecțiunilor apărute în cadrul rețelei și rezolvarea acestor. Primele zile este cam greu pentru că aflăm multe lucruri noi pentru noi și este nevoie de mult timp acordat acestor activități pentru a putea să intrăm în timp stabilit pentru primirea funcției. Cât de mari sunt așteptările noului colectiv și ce rigori presupune viața pentru un tânăr ofițer? Așteptările care sunt într-un nou colectiv este ca în orice altă unitate sau organizație
o alternare față de colegi și lucrul care ne va fi pus în față. Pentru noi, eu cred că problemele cu care ne vom ocupa vor fi rezolvate ușor și cu ajutorul colegilor ne vom descurca în viitor. La final discuții, te rog să transmiți un mesaj tinerilor care poate să mai gândesc să devină studenți Academiei Militare. Eu i-aș sfătui să nu ezite, să încerce, așa spus, un noroc, căci devenind un militar vor vedea cu adevărat ce înseamnă să fii bărbat în toată firea și absolvind această instituție va avea mai multe beneficii. În ce privește facilitățile în Academia Militară, ea ne oferă un loc de muncă garantat, un loc de trai, un salariu stabil și plus la asta este posibilitatea de a obține permisul de conducere de categorie B. Noi le dorim tinerilor ofițeri succes în carieră și stele cât mai grele. Reamintim, doritorii de a îmbrățișa cariera militară o pot face aplicând în a doua etapă de admitere la Academia Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Mai multe detalii găsiți pe pagina web a instituției. Se zice că munca nobilează omul, de aceea venim cu îndemnul să combinați vara cu meseria dumneavoastră. Fiți alături de cei dragi, să aveți doar gânduri pozitive. O duminică aleasă. Domnița Jechiu, Tatiana Cocerva, la revedere!